Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! Astăzi am un invitat pe care dumneavoastră l-ați solicitat de mai multă vreme, dar abia acum a putut să vină. Este vorba despre fotbalistul Petrolului, Marian Hujea. Bun ai venit, bine ai venit, Marian! Îmi pare bine că este în platou și știți și dumneavoastră că el face parte din galeria celor fotbaliști care sunt îndrăgiți. Stăm să ne uităm după meciuri cum pozează cu toată lumea care solicită acest lucru și cum la fiecare partidă freamăt așa are el felul lui aparte de a se exterioriza. Vreau să încep această emisiune exact dintr-un loc în care eu l-am văzut ultima dată jucând și ne gândim la meciul de la Side, din cantonamentul de la Side, acolo unde Marian s-a accidentat, și vreau să rog regia să ruleze câteva cadre cu ceea ce s-a întâmplat acolo la Side și să îi aduc în memorie lui Marian acea fază urâtă pe final de meci care a dus la un fault grav, în urma căruia Marian, iată, încă stă și se pregătește. Așadar, a fost aici, a plecat de pe dreapta balonul, a mers spre centru, o deschidere undeva în flancul drept. Marian l-a urmărit pe vârful acela de atac, nu știu cum s-a pus piciorul acolo, cum s-a întâmplat. Uitați-vă, este practic, Marian rămâne la pământ, mingea curge, arbitrul nu fluieră nimic, s-a lăsat și cu un penalti, s-a lăsat și cu un gol. A fost golul de 3-2, Petrolul a învins azerii de la Tovuz cu 3-2 în această partidă, dar lucru care într-adevăr a fost de reținut a fost accidentarea lui Marian. Din ce se vede pe imagine, accidentarea ta nu a fost semnalizată. Acel fault al atacantului azer conducând la acordarea acelui penalti de care am vorbit și care a dus la reducerea handicapului de la 3-1 la 3-2. Cum a fost în clipa aceea? Bună seara! Salut! A fost ciudat. Ciudat. Așa. Pentru că nu mă așteptam să pățesc așa ceva. Practic, ce s-a dat piciorul peste cap? Ce s-a întâmplat? Tu te-ai dus la alunecare? Nu, dar a fost primul gând care l-am avut să fac alunecare. Dar nu te-ai, nu ai alunecat. Am ezitat. Pentru că am zis, am mai mare viteză ca el și eram în fața lui și am zis că pot să câștig poziția. Și când am pus piciorul stâng să câștig poziția, călcâiul m-a alunecat, așa, un 2 cm. Suficient ca suficient să... Să fac extensiune și... Cum s-a numit accidentarea ta, ca să zic așa? A doua zi, a treia zi, a patra zi, ce a spus medicul? Nu s-a știut ce avem. Pentru că eu m-am ridicat, am ieșit de pe teren, în ziua următoare eram la sală, nu s-a umflat și tatăl m-a zis că nu poate să fie, pentru că când... Adică mai mult te-ai gândit că nu... Da. N-ai vrut să crezi. Da. Și până la urmă ai fost la un RMN, nu? La 3. La 3 RMN-uri. Și ce ți-au spus? La primul a fost în Turcia, care a ieșit, a zis că l-am parțial și total rupt, care... sau una și alta și n-a zis care era. Aha. La doilea, tot l-am făcut aici în Ploiești și încă avem un pic de lichid și tot n-a ieșit cum ar fi trebuit. Da, da. Și a treia l-am făcut în Portugalia, unde s-a văzut că... Ai fost trimis de club în Portugalia sau te-ai dus tu și... A fost decizia mea să plec în Decizia Portugalia. Ta să pleci în Portugalia? Da. Cunoșteai pe cineva acolo? Da. Și te-ai dus la un doctor care ți-a făcut respectiva radiografie și ți-a spus că ai... Lia ruptă. Ligamentele rupte. Da, ligamentul încrușat anterior rupt. 70%. Lucru care înseamnă și care toată lumea știe că este o pauză de cel puțin 6 luni. 6 luni, da. Da. O perioadă grea pentru tine. Foarte grea. Spune-mi cum era. Petrolul se luptea într-o primă fază pentru evitarea retrogradării și într-o a doua fază, în play-out, o serie de rezultate remarcabilă, care a dus la poziționarea echipei pe un loc bun, nesperat la începutul
sezonului? Echipa a terminat unde am lăsat, să știți. Tot locul 8 acolo, da? Da, 7. 7. Eram la un punct de play-off când am plecat. Uh-huh. Când m-am accidentat, n-am plecat. Deci să puteai și fără tine. S-a putea și mai bine cu mine, sper, și cred, așa am crezut, că așa? N-am fost ușor să te uiți la meciuri, că știu că după accidentarea mea eram în Portugalia și am avut un rând de multe înfrângeri la rând și n-a fost ușor să te uiți cum suferă echipa. Și după și plecarea lui Naie, a durut sau... A durut? Fost, da. Ai ținut la Naie? Da. Îți plăcea ca și om, ca și antrenor? Da. Spune-mi, te rog, în Portugalia priveai partidele la televizor, adică aveai conexiune cu pe, sau laptop, pe net? Pe laptop. Pe laptop. Mm-hmm. Se vedea bine? Se vedea ok. Ok. Da. Și cum? Cum e la? Că... Nu știu, păreau pierduți așa un pic. Părea că nu mai avea chimică între noi. După iarnă, mereu există așa ceva, e clar. Că e pauza prea lungă. Și poți să te întorci la meciuri și să nu mai ai click cu celălalt, cu colegii Petrolul tăi. Era o echipă pregătită, a fost o echipă pregătită fizic, care trăgea bine, adică trăgea de... Dar a venit meciul ăla de la Mioveni, în care toată lumea s-a dus ca aici că mergem să-i batem pe ăștia și tamă bine că am pierdut fără discuție. Am avut ocazii și... Au fost ocazii, într-adevăr. Nu ne-am... Cum ne-am dat, am fost efectiv. Cine s-a ocupat de tine acolo în Portugalia? Maică-mă, foarte mult, normal. Mama. Da. Păi, mama. Mama. Ca mama. Mama. Mamă, cum zice. Mamă. Și doctorul? Doctorul, preparatorul fizic și agentul meu. Ăștia toți trei, cum sunt? Ei fac o echipă? Doctorul, agentul și impresarul, agentul? Nu, doctorul e la parte, că cine a făcut operație se cheamă doctorul Pedro Pessoa, care e doctorul care operează tot atleții de la Sporting, Lisabona. Și... Îl știei? Îl cunoșteai tu? Nu, nu. A fost prima dată când am văzut. Cine te-a dus acolo, agentul? Da. Și am văzut că l-a operat mulți fotbaliști, William Carvalho, Daniel Braganza, și ei sunt bine. So... Îți dă și încredere să fii operat. Adică vezi, Doamne, că și tu ai putea să fii la fel de bine. Corect. Spune-mi, te rog, cât a durat operația? Cred că aproape 3 ore, 4 ore. Te-a durut ceva? Nu știu, că am închis ochii și am avut anestezia totală, da. I-am cerut așa. Poți să faci și doar la local, dar mi-a zis că vreau să închid ochii și să-i deschid și gata. Am trecut peste. Și ai închis ochii și te-ai trezit? M-am trezit și eram cu picioare. Te durea ceva? Era un pic, da. Un pic de anestezie. S-a umflat acolo? Era umflat. Dar nu vezi, că ai prea multe bănți în genunchi, știi? Avem dreno care doare foarte mult. Ala. Care a fost prima întrebare care i-ai pus-o doctorului? Când joc? Nu, nici nu l-am întrebat nimic. N-ai întrebat? L-am văzut după... So, operația mea a început la 3, s-a terminat pe la 7 și doctorul a venit la 10 la cameră și eu zis să mișc piciorul, să în sus și în jos, să-l fac din așa și am zis nu pot, nu am cum, cum asta de ochi să fac. Dar și ți-era frică? Da, că acum ai fost operație, gândesc gata, dacă mișc se rupe, te gândești tu în momentul acela, pentru că nu știi ce e și cum e, că niciodată n-a trecut peste ceva așa. Și a venit, m-a luat, l-a făcut și a zis ok, sunt bine. Deci să nu-ți fie frică că nu se mai rupe, așa mi-a zis. Așa a zis el? Am încredere. Mamă, ce prognoză. Și ai încredere în el? Da. Bravo. Spune-mi, te rog, când estimezi că o să fii pregătit 100% pentru a intra în haidă? Începutul de octombrie, sper. Începutul octombrie, adică practic încă 5 săptămâni, așa? Da. 5 săptămâni și după aia mai avea încă vreo lună și un pic, 4-5 meciuri să termină turul, ca să zic așa. Nu, noiembrie, decembrie încă joci, decembrie până pe 23 meci. Da, eu am presupus că, na, nu ai intrat în prima. Cum te simți? Cum mă simt momentan? Cum te simți la antrenamentele pe care le faci? Adică, practic, la alergări? Mă simt bine, mă simt, nu am dureri, mă simt pregătit, mă simt puternic, deja fac schimbări de direcții fără probleme. Mă simt bine, doar că trebuie să există un protocol și trebuie să-l respecti. Băi, spune-mi, te rog, doza aia de frică a fiecăruia după operație. Fiecare are o doză de
Se gândește practic, zici că se gândește de două ori înainte să facă ceva. Și când ești operat la nas, și când ești la mână, și când ești la genunchi, și când ești la gleznă. Te gândești de două ori. Să dau sau să nu dau? Să fac sau să nu fac? Să încerc sau să nu încerc? Înțelegi? Sunt oameni care au nasul spart și care rar mai vin să sară la cap. Sau dacă vin să sară, am zis bine, să gândesc de două ori. Tu la tine acum când te antrenezi, te gândești de două ori când să bași piciorul? Nu. Nu? Nu, pentru că după operație m-am propus și am vorbit eu cu mine. Așa? Și am zis că nu să fiu o victimă, o să atac situația. Fără să-ți fie frică? Da, pentru că dacă să fie frică, să fie la preparatorul fizic, la doctor, nu să-mi fie mie frică, ei să mă țină. Nu eu să mă țin pe mine. Eu să o aduc la limită și să zic, ok, ajunge, suficient. Curajos? Că dacă nu, dacă, asta e problema, cum a zis, mental, nu e fizic problema după mental. Că ți-e frică să faci, nu. Ai tu conexiunea asta în tine cu fizica și cu mentalul? Și ca să duci până acolo încât un antrenament să ți-l judeci cum crezi tu că e bine? Da, tu cunoști corpul tău mai bine ca oricineva. Am văzut, de fapt se știe, Petrol are un nou tip care se ocupă de forma fizică a echipei. Aș zice că se vede că Petrolul este aliniată pe o traiectorie pozitivă, că echipa are aer, că echipa joacă cel puțin 75-80 de minute, ar putea fără niciun fel de probleme, fără niciun fel de schimbare. Și vreau să te întreb dacă și tu ai simțit antrenamentele acestui Lusitano. Da, Carlos e foarte bun la ce face. Ești al treilea care spune lucrul ăsta, venit aici în platou. Știe să, nu știu, parcă are un bici invizibil în mână. Știe să vă ghideze pe fiecare în parte. El vorbește atât de tare încât se aude de la aproape un kilometru când faceți antrenamentele. Nu vrei să mă crezi. L-am auzit din mașină, venind. Era singurul care s-auzea. Vorbea în continuu și vorbea cu voi. Nu putem uita de unde a venit. Corect. Ciolo Simeone. Corect. Antrenorul care l-a vrut, cu care a lucrat. Care a lucrat, nu putem să uităm. Și care echipa aia chiar avea aer. Pune sufletul pe orice fac. Uh-huh. Atletico Madrid. Uh-huh. Și dacă te inspiră antrenorul, nu? Deci ai încredere maximă în ceea ce se întâmplă da. Acolo. La cât ești acum în momentul de față? Ești la 50%? Nu 50, mai mult. Sunt 75-80 pe acolo. Dar nici nu vrei să încerci să te bagi. Tu spui, mă bag? Nu. Dar cine zice, bagă-te? Carlos. Carlos o să decide pentru că acum sunt responsabilitatea lui. Dar ce are, mă? Ce parametri? De unde știe el? Există un protocol. Adică? 6 luni nu poți să te bagi cu echipa. Și cât mai ai până la 6 luni? 10 zile. 10 zile? Și mă întorc în Portugalia la ultimul check-up cu doctorul care m-a operat. Așa? Este. Și după vedem ce zice doctorul. Deci după 10 zile mergi în Portugalia, mai ai o întrevedere cu doctorul care te-a operat, el își dă probabil un verdict? Corect. El decide. Cum și decide? Sunt, cum mă vede, așa, masă musculară. Tot. La ce zici tu în momentul de față? Crezi că ți-ar da verde? Nu știu. Nu știu pentru că nu sunt doctor. Eu știu mai bine ce trebuie. Ce o face? Pune mâna? Palpează? Cred că o să facem niște teste. Teste? Da. De forță, vedem dacă am echilibru în corp, dacă sunt bine, dacă am masă musculară suficientă, ca asta e cel mai important. Să nu mă bag de vreme, fără să am mușchi activați, să-mi protejeze de runchiul. Că asta e, asta e cel mai greu, răbdarea. Tu ești ăla care în momentul de față zici că ești pregătit? Nu. Nu că dacă vrei. Nu. Deci nu ești pregătit. Nu. Îți asculți corpul, da? Da. Și în funcție de corpul pe care l-ai asculți, ai dat un verdict. Nu sunt pregătit. Da. Mai mult decât atât, aștepți și rezoluția doctorului Lusitano. Corect. Te vede, îți zice, probabil, să zicem că partea bună, antrenează-te în continuare, pune în continuare și îți mai zice el ceva. Mai pune masă, mai pune probabil. În cap. Da? E posibil, e posibil. Hai mă, că o să vină și octombrie ăla. O să vină.
dar trebuie să muncesc, trebuie să fac. Nu vreau să mă bag de vreme, pentru că asta e problema la mulți fotbaliști după accidentare, nu au răbdare să stau. Mă simt bine și mă bag direct, da, te simți bine, dar nu ești pregătit. Sunt foarte diferit să te simți bine, să fii pregătit. Eu când mă întorc, eu vreau să fiu la 101, că dacă 1 nu e acolo, mai am 100, tot bine sunt. Mamă. Așa o văd eu. Așa o vezi tu, dar s-ar putea să o vezi bine. Nu? Pentru că când mă întorc, nu mai vreau să plec. Vreau să mă întorc și rămân. Să pot să lupt pentru un loc titular, să joc. Da. Așa este. Te-am văzut antrenându-te cu echipa aproape de fiecare dată la stadion și faci, nu ai intrat în programul complet, faci chestii adiacente pregătirii fizice a echipei pentru echipă care va urma să joace în teren. Mai multe alergări, mai multe încărcări, sprinturi, chestii de genul ăsta. De fapt și dumneavoastră, stimați telespectatori, puteți vedea o ședință de antrenament în care Petrolul se pregătește. Era și Marian pe acolo. Încărcarea ta în momentul de față, ai spus că este undeva la 75-80 și că îți dorești foarte tare să afli și rezoluția doctorului din Portugalia. Marian, ai lăsat niște colegi când ai plecat atunci și ai venit și ai găsit alții. Nu de tot, dar într-o mare măsură ai alți colegi în vestiar în momentul de față. Spune-mi, cum vezi tu Petrolul momentului față de cel pe care l-ai lăsat atunci în clipa aia? O echipă mai cum? La fel? Nu la fel, nu la fel. Cum este? A evoluat. A evoluat? Eu văd că o evoluție în echipă. Am adus bună calitate de jucători. Nu cantitate, calitate. E important. Vorbim mai multă portugheză în vestiar acum, că avem jucători din Brazil. Am înțeles, da. Contează și asta. Avem, da. Ați făcut acolo, terța aia. Da. A voastră, așa. Există un grup, o unitate bună în vestiar în momentul potrivit. Arată bine echipa. Vorbesc toți română, tu? Nu, încă nu. Încă nu. O să rămâne să intre, rămâne să investi tu. Da, tu ești cel mai bun vorbitor de limba română. Eu cam sunt așa în mijloc, la română, engleză, portugheză. Eu sunt pe le faci pe toate, da. Ca să zic așa. Spune-mi, te rog, Petrolul, în opinia celor care conduc, ar trebui să-și ridice nivelul. Și anul ăsta, obiectivul echipei este de a termina mai sus decât a terminat anul trecut. Cât de mai sus crezi tu că va fi vorba? Playoff. Nu, eu nu te-am întrebat ce vrei. Nu e ce vreau, stai. Asta avem în cap. Cât de mai sus, dacă am terminat pe locul 8, nu vrem 7, e prea puțin, noi suntem ambițioși. Dar vă, 7, locul 7 este ceea ce cere conducerea. Da, mai sus decât anul trecut. Cât mai sus se poate, niciodată nu știi. Cu toate că la fel de bine putem estima că și 7 și 6 e că ar putea să fie vorba de un punct sau de două. Corect. Și de ce n-ai fi tu pe 6 și alții pe 7? Vezi, chiar vezi la propriu, chiar vezi Petrolul în acest moment capabil să joace între primele 6? E posibil. E posibil? E posibil. Ce mai trebuie? Ce mai trebuie? Consistență. Am aflat-o acum, trei victorii la rând. Trebuie să aflăm consistența, să ne apărăm mai bine, să luăm mai puține goluri și să poate. Tu dai pe tine pe apărare. Tu dai pe tine pe apărare, pe ce să o dai? Dar noi dau-o pe atac. Eu zic că mai trebuie un atacant. Dar dăm goluri, avem goluri. Robiso e pe o formă bună. Avem goluri. Știi că la Robiso, știi cum e. El e azi, e mâine, nu e. El dă bine cu coatele, el dă faulturi. Vorbește mult. El e un tip expansiv. E dorința. Eu nu, dorința. Doamne ferește, nu spun. Dar are nebunia aia lui. Poate în sens pozitiv nebunie, înțelegi? Nu știi dacă etapa viitoare mai e în teren.
Nu, că e Robby să o află. Află-se ritmul lui. Da? Anul ăsta, îmi pare că da. Crezi că va fi jucătorul care va ajuta atacul Petrolului să ducă echipa acolo unde vă doriți toți? Cred că da. Eu cred că se poate anul ăsta. Că știi ce se întâmplă? Tu ai mai fost prezent la mine în emisiune și tu ai avut niște predicții, am stat și m-am... Înaintea faptului de a mă gândi, am mai reluat emisiunile și m-am mai uitat pe întrebările pe care ți le-am pus. Nu erai un tip care să pripea. Într-adevăr, ziceai, bă, ne dorim, facem, exact cum se spune, că n-a ce să spui, vii la o emisiune, nu vrei să spui că suntem cu un picior în groapă și că nu, spui ce-ți dorești. Și m-am uitat la predicția pe care o aveai. Faci parte din categoria fotbaliștilor care au dat cele mai potrivite predicții pentru Petrolul. În primul rând ai spus clar și răspicat că Petrolul nu poate să pice anul trecut. Nouă ne țâțâia inima de nu mai puteam. Spun sincer. De ce? Pentru că noi ne gândeam în primul rând la elementul pecuniar, că nu prea erau bani. Voi nu vă gândeați, nu știu ce aveați de nu vă gândeați în sfârșit. Și în al doilea rând, faptul că de fiecare dată când vorbeați despre asta, a spus că voi să fiți acolo, până în locul 10. Până în locul 10. Ăsta a fost cuvintele tale de atunci. Chiar așa și fost, a fost locul 8. De fapt, o aventură frumoasă care a fost aplaudată și care, din punctul meu de vedere, a făcut prozeliți printre mulți de acolo. Te-am văzut de mai multe ori acum de când ești în România fremătând, adică ești așa un fel de vulcan care dă să clocotească. Păreai că simți nevoia să intri și să ajuți echipa. E, și dacă ar fi să intri și să ajungi echipa, ce faci? Unde intri? Unde intru? A? Fundaș central, asta e poziția mea. Păi pe cine scoți de acolo? Nu eu scot. Nu, pe cine scot? Nu se zice că-l scoți tu, că nu ești tu ăla care scoți. Datorită valorii tale, trebuie să fii mai bun decât cine? Decât tot fundaș central care avem. Asta e competiția, nu? Competiția sănătoasă. Uh-huh. Importantă. Corectă. Corectă. Nu să dorești rău la unul, să greșească să intri tu. Niciodată n-am fost așa și niciodată n-o să fiu. Eu îmi doresc să fii cel mai bun, cel mai pregătit, fără nicio durere, să fii la 110. Pentru că așa eu trebuie să fiu la 111. Asta e. Și cât mai bun ești, mai bun o să devin și eu. Ce bine se aude! Ce frumos ai spus treaba asta! Eu mai știu fotbaliști care stau cu degetele așa. Tu nu faci parte din categoria asta. Niciodată n-am fost. Nu sunt invidios, nu sunt gelos de succesul la nimeni. Eu știu drumul meu, îmi fac drumul meu, fac ce pot și dacă nu pot, mă duc să mă antrenez să pot să fac. Băi, frate, când te-ai accidentat atunci la meciul ăla cu Tovuz, păreai că ești într-o... înainte de aprinde să zbori. Te pregăteai extraordinar de bine, te simțeai foarte bine, arătai bine în teren, erai cel care dicta tonul apărării și dintr-o dată s-a unecat corăbile. Mai ajungi vreodată cum ai fost? Ajung mai departe. Nu se vezi schimb... că emisiunea asta rămâne. Poate să rămână, pentru că nu se schimbă absolut nimic. Eu în lunele astea eu n-am devenit mai rău, am devenit mai bun. Adică? Adică. Mental? Și mental și fizic. Cine te-a ajutat să devii mental mai bun? Eu singur, pentru că nimeni nu o să înțeleagă. Nu sunt primul nici ultimul jucător să aibă deziunea asta. Dar fiecare dintre noi știe cum se treacă peste, o află cum se treacă peste. Află un pic de confort în tristeța, că... Aha. Ai pierdut totul, ca să te gândești în momentul acela. Uh-huh. Ai pierdut trenul sau avionul. Și când colo, nu e așa. Și nu e așa. Vezi, de-aia îmi face mie plăcere să vorbesc cu tipe așa și de-aia vreau să invit toți fotbaliștii Petrolului să vină să vorbească în stilul tău. Genul ăsta, pentru că fiecare dintre fotbaliștii Petrolului și în general fotbaliștii au și ei trăirile lor. Simt și ei altfel. Vorbesc ca și cum vorbesc într-o oglindă. Și vorbesc pentru ei, să încarcă într-un fel. Și asta trebuie să afle și cei care îi aplaudă. Cei care vin și care plătesc biletul și care îi încurajează.
Asta trebuie să afle de la ei. Nu că e fiară, nu că rupe picioare, nu că e prea deștept sau ceva de genul ăsta. Asta trebuie. Ceea ce ai spus tu până acum. Și mie mi se pare absolut corect. Spune-mi cum te-a ajutat mama. Mama care este ca marca de scrisoare. Adică dacă vine Marian la meci, vine și mama. Când nu a venit Marian la meci, a venit mama. E așa de mare microb? Da, normal. Totuși ce? Trebuie să reprezinte. Trebuie să vină cineva de familie? Nu, așa este. Eu am spus de multe ori și când eram mai tiner că tot ce face ea mă reprezintă și pe mine. Că acum tot ce fac eu reprezintă pe ea și educația care mi-a dat-o acasă. Corect? Foarte frumos. Și așa suntem, unul pentru altul. N-am putut să fiu prezent, este mama. Pentru că știe că e important pentru mine. Bare, bravo! Venei la meci la un moment dat și cu o domnișoară. O prietenă, nu? Ce era? Ai renunțat la ea? Ți-ai adus altă prietenă? Vine, e pe rând, altcineva? Să uite lumea la televizor și spun eu. Sunt multe fete, domnișoare, doamne, care ar avea un moment de panică sufletească dacă te-ar întâlni. Și ți-ai dat seama în momentul când se termină meciurile și când vin să se fotografieze cu tine. De mai mult sunt cu copii suporteri. Mini fotbalist mai mult. Nu... După emisiunea asta o să ai o surpriză. nu știu ce să vă zic, că nu... Știi, după nimic în toată planina asta, absolut nimic e mai important decât mama și fotbalul pentru mine. Gata, ai lăsat la spate pe altcineva, da? Ai rămas cu fotbalul și cu mama? Da. Ia te îngrijește, ia stă cu tine? Momentan stă și nu stă, vine și pleacă. Mai vine și pleacă? Da. Și tu ce faci? Tu îți gătești tu acum? Da, știu să gătesc. Și ea gătește, dar și eu știu să gătesc. Am trăit... Hai, mă lași. Ce îmi gătești? Am nutriționistă să gătesc ce îmi spune ea. A, pa, bravo, bre. Să... Nu am multe opțiuni. Și supe ciorbe sau... Nu. Deci asta au picat? Da, dar asta niciodată nu eram... Nu mâncam mult. Nu erai un mâncător de da. Dar ce? Paste? Ce ești? Cu ce ești? Paste doar la prânz. La prânz? Și seara ce? Salată. Cum salată? Carne. Salată cu carne? Da. Păi zi, bă, întâi carne. Ok, și carne, așa. Da. Ce carne? Curcan sau de vită? Curcan sau vită? Pui nu? Nu. Ești dau meu. Nici mie nu-mi place puiul. Nu e că nu-mi place, am făcut o pauză de pui. Era înainte, da? Înainte, da, era. Dar am făcut o pauză de câteva timp. Și de băut? Apă. Apă, ceai, cappuccino, cafe latte, whatever. Nu, am zis de băut. Asta e de băut, nu? Ce bem? E de corpul băut, apă, făcut ceai? 70% e apă. Da? Nu. Lapte nu bei? Nu. Încerc să nu beau. O bere? După o victorie. Deci nu mai atât. Un pahar cu vin? După o victorie. Tot după victorie? După sau victorie. La Revelion sau la Crăciun? Nu, eu nu sunt mult cât de astea că Revelionul și trebuie să mă îmbăt. Pentru că nu să te îmbezi, domne, doamne, fel, cine a zis asta? Nu, eu nu proba chestia asta. Bei un pahar cu vin, am zis bine. Ai dacă mâncat, ai băut un pahar cu vin. Nu. Nu, mai degrabă nu. Nu. Am dacă am ce să fac o celebrație pentru că am ajuns undeva sau am făcut ceva o care șampanie? Merită. O șampanie? Altceva. Am înțeles. Altceva. Dacă simt că nu, nu. Am înțeles. Voi vă mai strângeți așa cu băieți de la echipă să mergeți să ieșiți, să luați o masă la restaurant? Sincer, nu atât ca anul trecut. Am trecut era mai, de mai multe ori, a? Da, dar o să... Am dar ce era? Cu grătare? Cu ce? Da, grătare, mase la restaurante. Era uh-huh. Foarte, foarte bun climă. Anul ăsta doar o dată am făcut-o, până acum. Dar o să facem mai mult, că am vorbit între noi și am zis că e important să... Socializarea asta corect, este... Corect. E bună. Face multă diferență. L-ai prins pe Gabi, pe Tamaș? Dacă l-am prins. A? Unde? L-ai prins la echipă? Am jucat cu el. L-ai prins în elementele bune ale echipei, ale felului de a fi? Da. Și? Îți plăcea? Bă, omul era expansiv complet. Adică avea o cu totul și cu totul altă dimensiune. Recunoști? Da. Ai putea să fii și tu ca el? Sper ca fotbalist. Ah, bravo, frumos. Adică nu, să lași deoparte alte tentații ale vieții, să o leii pe asta de fotbal, adică. Gabi
Ziua era o persoană foarte de treabă. El era ca... Deci noaptea se schimba, da? Nu, dacă bea, nu se dă. Se exprima diferent. Era altfel. Dar mereu era de caracter. De caracter. Mereu. Bravo, îmi pare bine că aud asta, pentru că, într-adevăr, multă lume vorbește despre fotbalistul Gabi Tamaș ca fiind un fotbalist de calitate și care de fiecare dată și-a pus amprenta și asupra vestiarului. Am înțeles că formați era un cadru foarte frumos când era el pe acolo și că era un tip care vorbea cu voi, care era pontos, făcea glume, făcea chestii de genul ăsta. Da. Non-stop, ca să zic așa. Așa era. Petrolul a bifat 3 victorii consecutive după ce în urmă cu 12-13 zile s-ajunsese ca numele lui Florin Pârvu să fie apostrofat și să-i se ceară demisia. Iată că după 3 victorii consecutive a fost chemat pentru a saluta publicul, 3 victorii și cu ce echipe, cu campioana Faru, în Giuleș cu Rapidul și cu Mititei Craiovei, 9 puncte marșilate, frumoase, publicul s-a practic, aș zice că eu așa cred că s-a întors definitiv cu fața la echipă. Ce crezi că se va întâmpla sâmbătă cu Dinamo pe Arena Națională? Am informații în acest sens. Meciul Petrolului cu Dinamo se va juca de la ora 21:30 pe Arena Națională din București. Așadar, cei care iubesc Petrolul suficient de tare ca să o vadă jucând la fața locului, acolo este locul, Arena Națională, sâmbătă 21:30. Ce se va întâmpla, zici tu, la acest meci? Și dacă ai văzut meciul de alaltă seară cu Voluntariu? M-am uitat, da. Dinamo arată bine. E că e o echipă care arată bine? Nu arată rău deloc. Atacă foarte bine. Pe faza ofensivă nu stă rău. Asta e o ofensivă a la Burcă. El a gândit asta, să știi. E un antrenor care are viziune așa. Și lucrează cu materialul clientului, să știi. Exact ca la Petrol. Dar și noi stăm foarte bine pe faza ofensivă. Uh-huh. Noi stăm bine pe tot jocul, zic eu. Uh-huh. Avem un joc echilibrat. Momentan. Și ce zici că facem la București? Am spui că... Știți cum e. Cum? Noi jucăm să câștigăm. Ne suntem Petrol. Nu cunosc, v-am spus și înainte, nu cunosc un fotbalist care nu joacă să câștige. Nimeni nu joacă pentru egal, nu e adevărat. Bă, tu vrei să rămâi la Petrolul? Adică, când se va termina ciclul tău de fotbalist, ai vrea să rămâi să slujești clubul ăsta? Ți-ar plăcea? Iubesc foarte mult Petrolul, să știți. Iubesc foarte mult Petrolul. Dar după fotbal... Știi de ce te întreb? Nu mulți vorbesc cum vorbești tu. Deci tu ai o plăcere de a vorbi despre echipa asta. Se vede clar că ai ceva în suflet pentru ea. Același lucru îl văd și la Cebo, la Cebotaru. Tot așa a venit, am zis că e născut în Ploiești. El e un moldovan, Republica Moldova, de acolo. O să vină și el la emisiune, mi-a promis. Dar te rog să mă crezi, de-aia te-am și întrebat, ai dori să ajungi să reprezinți destinul de Petrolul și dincolo de teren? Adică după la birouri, după acolo. Știi că și la birouri știi cum e? Aer condiționat, e plăcere. Poate ca investitor după fotbal. M-ai omorât. Aici mi-ai dat-o la temelie. Păi de unde atâția bani, mă, băiatule? Câți bani vrei să strângi tu? Sunt ambițios. Am mari planuri. Și o să le fac. Ce planuri am? Spune și spune și uite, vorbești doar tu cu mine, nu ne aude nimeni. Tot ce planuri ai? Că să ajung cât mai departe. Da, da, că zice unde? Asta... mai departe? Exact. Eu am, știu unde vreau să ajung, știu cum o să ajung, știu ce trebuie să fac. Și nu vrei să îmi spui și mie? Unde vrei să ajungi? Chiar era o întrebare asta, să știi. E foarte simplu, vreau să ajung în Premier League. În Premier League? Foarte simplu. De când m-am născut, de când știu ce e Premier League, acolo am vrut să joc. Bun. Nu te mai întreb dacă urmărești, că n-ai cum să nu urmărești. E clară treaba, urmărești Premier League. Unicul campionat care nu ratez. Care este echipa care te vezi jucând în ea? Că sunt mai multe și acolo sunt mai multe stiluri. Mm-hmm.
Sunt mai mulți antrenori? Sunt mai multe apărări? Corect. Depinde de antrenori foarte mult. Așa. Așa o văd eu. Nu doar de echipă, pentru că unii zic că vreau să joc la United, dar alții zic că vreau să joc la Brighton, pentru că antrenorul este foarte bun. Și joacă un fotbal deosebit de frumos. Brighton. Înțelegeți? Antrenorul că contează mai mult decât echipa unde joci. Pentru că trebuie să fii antrenor unde te dorește, primul rând, și unde știi că o să înveți și o să poți să practici fotbalul care îți dorești. Pe cine ai tu impresionat? Gonçalo Costa, portughez. Întrebarea pe care ți-o pun e simplă. El are legături cu campionatul cu Premier League? Da. De ce te îți spun treaba asta? Pentru că în momentul în care ești reprezentat de un astfel de impresar și în momentul în care ajungi la o formă peste, adică să devii un produs vandabil, cum ar veni, pentru o astfel de echipă, trebuie să fie și impresarul care să te ajute. Eu zic că impresarul face de 1%. Cât? 1% doar. Păi ce faci? 99% faci tu? 99% face fotbalist. Nu eu, fotbalist. Dacă tu nu joci bine, dacă tu nu arăți bine pe teren, dacă tu nu ai personalitate pe teren, să joci bine, să faci ce trebuie, nu ajungi nicăieri. Și impresarul vine și dă gol cu latul. Tu lași poarta liberă și el trebuie să vină să dea gol cu latul. Asta face impresarul. Bă, dar mi-ai dat un procent care mai uluit. Pentru că e adevărat. Nu te face fotbalist impresarul. Președinte nu te face fotbalist. Antrenorul nu te poate te ajută. Dar tu te faci pe tine. Eu așa o văd. Merg pe ideea că poți să ai dreptate, dar procentul este uluitor în favoarea ta. Pentru că ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul? Da. Deci, Messi? Messi, empresarul l-a făcut. Cristiano? Eu zic că și empresarul. Adică i-a băgat, când i-a băgat în geantă, nu i-a băgat așa cu mâinile, i-a băgat și cu picioarele. Sincer, acum. A fost decizia lui să ducă acum în MLS. Da. Acum e altceva. A pus. Înainte Messi, când l-a adus la Barcelona, a fost unicul moment când a făcut mai mult, nu? Da. Dar președintele a avut încredere și după, cine a mers să împrezare și a jucat pentru el? A făcut deciziile pe teren pentru el? Că degeaba poți să te pună la Real Madrid. Dacă tu nu joci pe teren, mergi pe bancă. Dacă nici nu ești bun la antrenamente, ești la tribună. Deci nu contează ce echipă din Premier League ar fi? Nu. Adică să fie una de acolo. Să fie una de acolo și după urcăm. Să urci. Și după urcăm. Așa văd. Și acolo, aia e îmbogățirea ta, da? Acolo vezi tu că vei produce banii care să vii să investești la Petrom. Da, dar nu... Acum vorbim de bani, dar nu mă duc acolo pentru bani, mă duc acolo nu, domne, te duci acolo ca să joci, să fii tare, să poți să te... Să împlinesc visul, să împlinesc visul sufletul tău. Meu, pentru că banii sunt doar bani. Bă, promiți că te gândești odată și la emisiunea mea? Când vei ajunge acolo? Mare! Promit. Pentru că, într-adevăr, faci parte din galeria puținor fotbaliști care au venit în acest platou și care au vise la acest nivel. Extrem de puțin. Tu faci parte, tu ești distins pe chestia asta. Tu mergi pe un principiu pe care, la un moment dat, am putea cu toții să-l numim și să te ajutăm cu toții să ajungi acolo. Eu mi-aș dori în toată inima să poți să ajungi. Pe cine a mai plecat, mă, frate, de aici, direct acolo? M-am gândit de multe ori la astea. Nu ai mulți. Nu strămur așa un pic sufletul, numai când te gândești la asta? Face... Să face pielea de găină, cum spune românul. Pe Dan Petrescu, Gabi a jucat la Watford, Dan Aston, nu, West Brom. La West Brom. West Brom. Și Watford și West Brom. Acum cred că a plecat portarul, un împrumut, dar e un portar, nu un jucător de câmp. E diferit. O să joace, nu o să joace. Sperăm că cât da. Cât mai ai din contractul ăsta cu Petrom? Mai am. Cât mai? Mai am. Mult? Mai am. Adică mai ai și sezonul viitor? Da. Păi, înseamnă că trebuie să ne ajuți să mergem în cupele europene, măi, Maria. Ăsta e obiectivul. Nu cred că noi, petroliști, stăm și ne gândim să nu aducem mândria asta la plăiești. Noi pentru asta muncim și fiecare zi. Știi ce e la anul? 1924-2024. Da. Centenarul.
Ce surpriză ar fi? Nu vreau să... În engleză se zice jinxed. Jinx? Nu vreau să fac jinx. Vreau să putem să arătăm. Să, adugă, să adaugăm puncte. Mai ușor cu vorbele, mai mult cu faptele. Corect. Că toată lumea dorește să fie Cristiano Ronaldo și Messi, da. Tu ai mai vrea să prelungești cu petrolul? Normal că da. Dacă s-ar termina, să zicem, că ești la sfârșitul anului viitor. Și că... Sunt fericit la petrol. Sunt fericit. Da? Da. Dar sunt și ambițios. Și dacă... Sunt fericit, dar și ambițios, ai zis. Corect. Pentru că sunt ambițios și vreau să... Vreau să... Dacă există oportunitate să merg într-o țară top 5, o acceptam. Dar eu să-mi fac oportunitatea asta, nu agentul. Mamă, dacă îți pun o întrebare acum, eu aș vrea să nu te super, dar n-am cum să nu ți-o pun. Adică vrei să-mi spui tu mie, uite, la petrolul, de exemplu, câștigi 5 lei. Okay. Spune-mi, te rog, dacă îți dă Steaua mâine 10 lei, vrei să spui că nu pleci? Nu plec. Ce? Nu plec. Nu joc pentru bani. V-am spus asta și eu tot o să spun la toată lumea, nu joc pentru bani. Banii vin cu fotbalul. Eu joc să-mi împlinesc sufletul. Pentru că degeaba ești bogat și ești în depresie, ești supărat. Banii îți împlinesc sufletul? Că ai o mașină nouă sau că ai... Nu. Eu nu sunt așa. Te rog să mă dacă crezi. Ai ce să mănânci și unde să dormi, ești bine. Poți să ai mai mult? Da. Dar du-te după visul tău, nu după bani. Păi, băiatul, eu cunosc sute de fotbaliști, nu zeci. Sute de fotbaliști care au cu totul și cu totul alt discurs. Care dacă pe ăla îl întrebi vis-a-vis de ce ai spus tu, o mașină nouă, o casă nouă, a sărit în cap pentru asta. Asta este singurul țel. Singurul țel pe care îl are să-și ia o mașină nouă sau o casă nouă. Iar tu vorbești de suflet, de împliniri, de dragoste, de culori, de rămânere la petrolul și de... Eu nu vreau să trăiesc cu regrete că n-am făcut tot ce pot să ajung unde vreau să ajung. Pentru că degeaba, v-am spus, banii nu o să mă facă fericit niciodată. Dacă am ce să mănânc și unde să dorm, sunt bine. Cine te-a învățat pe tine treaba asta, mă? De acasă vine. Că cine de acasă? Cred că din mine mai mult. Din mine. E ceva în mine. Și cu leziunea asta am avut mult timp să gândesc și să reflect ce vreau și cum vreau și m-am dat seama că când nu sunt pe teren, nu sunt fericit. Când nu joc fotbal, nu sunt fericit. Am cumpărat un tricou. Nu mă face fericit, nu sunt interesat în chestii materiale. A luat o mașină. Ok, bravo, dar e tot o mașină. Toată lumea are o mașină. Orice mașină, Opel, Mercedes, tot același face. Dacă ajung unde vreau, probabil să-mi dau și eu un cadou mie. Ceva care îmi doresc sau whatever. Dar mai mult vreau să ajung să fiu respectat ca fotbalist. Nu ca cât bani am, că banii nu-ți cumpără caracter. Eu vorbu, eu cântec aici în România. Se numește banii n-aduc fericirea. Tot mai de preț e iubirea, spune cântecul. Și pentru tine iubirea e de un preț? Are un preț? Nu. Nu? Nu. Dar parcă ai fost... Cum? Mie mi se pare că tu ai fost îndrăgostit. Am fost. Și nu mai ești. Nu că nu mai ești, dar compatibilitatea e mai importantă decât dragostea. Încerci să te adapți. Mamă. Ai un fotbalist preferat în lume? Da. Nesta. Nesta? Da. Alessandro Nesta. Mamă, a și uitat lumea de Nesta. Eu n-am uitat. Tu n-ai uitat, că dacă e al tău, e idolul tău. Ce-ți plăcea la Nesta? Cum joacă. Părul. Eleganța care avea pe teren. Da. Dacă... Contează și asta? Contează. Îmi place cum arăta pe teren. Eleganța, caracterul care îl avea, personalitate. Uh-huh. Cum s-a apărat la 35 de ani și l-a apărat pe Lionel Messi. Cât-ți poți să zic asta? Mai un pic până ajungi tu la 35 de ani. Vreo 10 campionate, cât mai. Da. Și trebuie să fac cât mai mult din toate 10 campionate. Ai început cu părul. Părul deja era, jucam, avem părul lung de mic. Da. Mereu am avut părul. Ce faci? Îl strângi? Îl mai strângi în coc, așa? Când joc, da, dar când nu văd mingea. Cine crezi tu că o să câștige campionatul anul ăsta? A trecut 5 etape? Nu, eu am zis, cine crezi? Bă, nu, ce ai văzut până acum? Ce ai văzut? Loturile? Ce ai văzut? Ambițiile? Ce ai văzut?
dacă zicem așa, FCSB favorită. Este o echipă care are fotbaliști mulți, are mulți. Arată foarte bine. Arată bine. Și așa la locul 2, 3, vezi Craiova, vezi Clujul? Poate. Nu știu, locul 2, 3, toate. Hai că te întreb. Hai că mai stau alea ca și zici că și Petrolul e pe acolo, așa că te simt eu așa că... Dacă mă întrebați, normal. Ai început să-ți frămânți degetele și de-aia te-am, din momentul ăla te-am văzut. Dar zi-mi atunci măcar cine crezi tu că va retrograda? Nici asta nu poți să zici. Sunt prea multe echipe. Cazul nostru este mai competitiv ca anul trecut. Mai competitiv, da? Pentru că are rezultate care schimbă totul și sunt foarte... Voluntarii a bătut pe una, a pierdut cu alta și ne-am pierdut cu ei. Și după am putut pe rapid. So, e foarte competitiv anul ăsta. Deci merg pe ideea că așa anul trecut, că avem un campion aici, în România. Eu zic că e un campionat slăbuț. Nu vreau să spun slab, pentru că nu e corect. Un campionat slăbuț în care fiecare echipă poate să învingă o altă echipă. Anul ăsta, da. Anul trecut a știut unde poți să iei mai multe puncte. Avea echipe ca Mioveni, care nu erau în formă. Aia, mai ții minte Mioveni, care aia, care te-a bătut pe tine. Nu pe tine, pe Petrolul. Și eu sunt Petrolul, să zici pe mine, m-a bătut. A durut la fel. Dar erai plecat tu, nu? Dar tot a durut. Te-a durut? Tot a durut. Așa. Nu ai cum să nu. Deci tu zici că la modul ăla cu Mioveni, cu Argeș, cu cine se lupta la retrogradare, parcă să știa cam cine urmează să iasă. Să știi că mai avem o singură întrebare și vreau să te întreb dacă Petrolul va accede în play-off. Cum ai zis tu că există șansa, o echipă care să luptă, o echipă care să aibă șansa să fie între primele șase? Spune-mi dacă odată ajuns în anul centenar, știi că o să facă și o petrecere, o să facă și o... Ce promiți tu fanilor în calitatea în care Petrolul va fi în play-off? Ce vei face? Faci un dans? Cânti ceva? Reciți o poezie? Prezinți pe cineva? Mi-e place să fiu fiel la ce știu să fac cel mai bine, care să joc fotbal. Ori am pus joci fotbal la prezentare. Faci ceva care... Eu știu că tu ești un tip foarte exuberant, așa, în mediul vostru. Atunci va fi mediul întreg al Petrolului. Va fi tot un galben și albastru. Ești un cântăreț? Depinde. Depinde. Ai văzut că te-am prins? Nu poți cânti după apa. Acum, nu sincer. Cânt. Cânt din tupeu, să zicem. Ce tu? Nu cânt că știu. Și să care cânt. E? Ce stil de? Sau cum? Ce orice, melodic? Orice cânt. Orice vine, îmi dați microfonul. Adică, de exemplu, în baie. Dacă ești în baie și cânti, faci un duș, ce cânti? Un rap. Rap. Pop, yeah. UK, US, mai multe astea. D-astea, a? Yeah. Da. De dansat, dansezi? Dansez. Adică te duci în club, de, să zic așa, nu știu. Dacă merg în club, știu să dansez, nu stau. Nu-mi place să stau. Stai pe la masă să aștept să... Nu! Îmi place să dansez, să mă misc, să simt. Iei o domnișoară, o iei și o învârs. Singur, cu colegii. Nu trebuie să fiu cu domnișoară neapărat. Păi stai că domnișoarele vin. O să... Da, nu dansăm salsa. În club nu dansăm salsa. Am înțeles. Și de ce vei face acolo? Nu știu, eu trebuie să smulg asta de la tine, că altfel mă dă afară de aici. Cânti? Dansezi? Când prindem play-off-ul... Yeah. Hai că îmi fac părul galben și albastru. Gata. Suficient? Deci asta este o chestie, o promisiune care... Jumate galben, jumate albastru. Vreau neapărat să se concretizeze. Îmi doresc atât de mult ca Petrolul să fie acolo, între primele șase. Și mai mult decât atât îmi doresc să văd o poziționare galben-albastră a părului lui Marian, care, după cum bine vedeți, stimații telespectatori, are o bogăție așa. Adică sunt multe doamne, domnișoare care și-ar dori să aibă dimensiunea asta a părului și care nu reușesc. Dar, pentru că timpul alocat emisiunii a luat sfârșit, vreau să-i mulțumesc lui Marian pentru prezență, să-l asigur că face parte din galeria fotbaliștilor de la Ploiești, care sunt atât de iubiți încât odată veniți într-un studio de televiziune,
chiar își pun sufletul pe tavă și vorbesc exact cum trebuie. Adică ăsta e sufletul. Ăsta e sufletul. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, când o să încercăm, probabil să schimbăm și sportul, să facem o altă dimensiune a sportului. Mulțumesc încă o dată. Seară plăcută!